urmare a convocată în ședință ordinară Consiliul Local ordinară, în vederea supunerii la vot a 5 proiecte de hotărâri pe care le-ați avut la mapă și pe care le-ați studiat, avizat, aprobat, urmând să discute în discuție. Dau cuvântul domnului primar să supună spre aprobare cele 5 proiecte de hotărâri. Domnilor consilieri, Dumnezeu vă mulțumesc pentru că ați dat posibilitatea noastră. Am să dau citire ordinei de zi, după care am să rog pe domnul președinte să supună spre aprobare ordinea de zi, așa cum e firesc. Acordă de la doamna Voci. De la doamna Maria. Avem pe ordinea de zi astăzi un număr de 5 proiecte de hotărâre. După cum urmează, proiectul de hotărâre numărul 75 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 76 privind aprobarea documentației tehnico-economice și proiectul de investiții cu modernizare școlii Gimnazială Băcioiu, Comuna Corbasca, legat de finanțări prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte POR, adică programul operațional 2017-10-7 regiuni. Proiectul de hotărâre numărul 77, privind aprobarea devizului general al indicatorilor și a indicatorilor tehnico-economice în votul la domnului județ. Și asigurării cofinanțării pentru realizarea obiectivului de investiție, amenajare, poduri și porete peste părâul Băcioi, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 78 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Unităților de Învățământ din Comuna Corbasca pentru anul școlar 2021-2022. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 79, privind aprobarea achiziționării servicii consultanță de asistență și sau reprezentare juridică. Domnul președinte, vă rog să supuneți spre aprobare ordinea de zi. Sunteți de acord cu proiectele care sunt în ordinea de zi astăzi? Vă mulțumesc. Ordinea de zi de azi. Și de mâine. Atunci trecem la prezentarea proiectelor. Le-ați studiat și dumneavoastră ați putut vedea despre ce este vorba la rectificarea de buget, proiect numărul 75. Este raportul doamnei contabil aici. Și ne spune că e nevoie de niște sume pe care nu le aveam prevăzute în buget și trebuie să aprobate prin rectificare vis-a-vis de achiziționarea unui server și o licență de operare pentru știu eu, calculatoarele din primărie ce avem în dotare. Apoi mai sunt niște sume de montate la dezvoltare pentru ce avem de făcut pentru obiectivele de investiții. Ați consultat, bănuiesc, bugetul și puteți să... Asta e proiectul numărul 76 privind aprobarea documentației tehnico-economice la modernizarea școlii gimnaziale San Baciu. Suntem la situația de calificări numărul 5. Suntem în prefinanțare. Am trecut de toate etapele astea de evaluare. Sperăm să fie ultima solicitare de calificări. Și ne-au cerut să aprobăm nouă deviză aici, care e făcut de proiectant și este asumat de toată lumea. Asta l-ați putut parcurge, două investiții destul de serioase. Acum sperăm să avem și copii, să putem să populăm școala cu copii. Dacă facem investiții, de la anul să devină structură, la Corbasca, bă, ce nu avem altă soluție, deja ne-au trimis de la inspectorat adresă, că nu se mai poate funcționa decât cu minim presiile de copii. Și lucrul ăsta nu îl deprimește nicio școală. Nici Corbasca, nici Băcioi. Așa că o să rămână școala Corbasca și Băcioi devine structură. Pentru cei care suportă interesuri și să pregătească din timp să-și facă copiii la Băcioi. Să-și rezolve interesele din urmă. Ce
proiectul de hotărâre numărul 77 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurarea cofinanțării pentru realizarea obiectivului de amenajare de poduri și podențe peste pârâul Baciori. E vorba de un număr de 5 podențe și o amenajare de gabioane la Ciușmea, pe care noi ne-am gândit să o implementăm. Și e vorba de podul de la Voinescu, de la Băcioiu, podul de la Alexe, podul de la Butărie, podul de la Irimia, de la Corbasa, mai avem un podeste că la de la Vare, de la Taban, de aici. Tot ce înseamnă podețe cu tuburi din astea rotunde, nu mai sunt o soluție și rămâne colțul ăsta de amenajat la parc. Având în vedere oportunitatea pe care o reprezintă lansarea noului program de investiții și ați văzut ce acțiuni de finanțare ne aduc, finanțări de lucrări de drumuri și poduri, de alimentări, patru canalizare, gaze și ce mai e acolo, sumele alocate și avem încredere că și transparența în legătură cu aplicarea programului fiului pe măsură, motivat de faptul că situația importantă de schema politică o să-i facă pe toți să fie foarte atenți în legătură cu derularea acestui program. În cazul acestui program dorim să mergem cu 3 proiecte, cu drumurile pe care le-ați aprobat în ședința de luna trecută, pachetul de drumuri, cu podurile astea și cu canalizarea. Deci avem 3. Gazele fiind pe POIM deja în prefinanțare, așteptăm acolo să vedem ce se finalizează și o vrea. Dacă fonduri europene acolo, sigur, când ai infrastructura mare, dacă prindem, înțeleg, suntem printre puțini, dacă nu singurii care am mers în continuare cu proiectul de gaze, pare că șanse sunt destul de mari. O vedea. Proiectul numărul 78, privind desemnarea la 2 consilieri locali în Consiliul de Administrație al Comunităților de Învățământ, ca în fiecare an trebuie să desemnăm de rândul dumneavoastră 2 reprezentanți în Consiliul de Administrație și ultimul proiect privind achiziționarea servicii de consultanță și asistență sau reprezentare juridică în instanță. Avem o ofertă de la domnul avocat. Societatea care a făcut drumul la Vâlcele, consideră că n-a fost prețul corect și mai cer niște bani și noi trebuie să ne apărăm că ei ne-au invitat în instanță, ne-au dat în judecată și cer bani pentru acest lucru. Trebuie să ne apărăm că dumnealor au atributul de a câștiga prin instanță și să vedem ce putem face. Cam asta este ordinea de zi. Dacă dumneavoastră aveți probleme până să vă însușiți prin vot de adresat, pentru noi, în vederea clarificării anumitor aspecte, vă rog să o faceți. Domnul președinte, vă rog să faceți o scriere la cuvânt. Noi vă ascultăm ca să putem să termina repede, că avem și puteri contra aici la noi și trebuie să le mai puneți dumneavoastră la dispoziție. Mai vin și altele români, mai vin și cine mai vrea. Că-i poarta deschisă până la ora 16 și tot trebuie să-i primim pe toți. Dar avem ce face. Dacă suntem instituții publică, trebuie să fim și expuși și asumați controlului public. Așteptăm un pic la cuvânt. Deci v-am spus, mergem cu pachet de 3 proiecte de investiții pe care le avem pregătite și asta înseamnă un pas în față. În instrucțiunile de depunere a proiectelor sincere care au fost în proiectul național, programul național de dezvoltare locală, deci noi implică consultanță, specialiști, având în vedere faptul că noi le avem în faza documentației tehnice, e un pas în față, știi, și avizarea poate fi mai... Imediat trebuie la avizare, dacă ai contract de finanțare și te duci la treabă. Față de alții care sunt numai cu idei de proiectare și... Începe cu seniorul, cu domnul. Cine dorește? Aveți ceva de spus? Ia, mulțumesc.
Sunt ceva, la componențele astea, cred că e... Da, da, să mai gândești. Faceți-vă... Faceți-vă curaj. Să vedem. Da, Mihai. Da, da. Eu sunt de acord cu toate proiectele pe care le-ați supus dumneavoastră la, la vot. Aici, la poduri și podențe, va fi inclus și cel din față de la locul de acolo? Da. Din partea și cel da. De acolo, da, 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 da. Toate poziții în inventar până la ăsta care e ultimul podeț de până la locul de acolo, mai fost. Și ăla de la lupul parcă mai fost pe iadă. Nu, nu, ăla de la lupul dincolo e depus la CNI, ăla pe partea cealaltă, pe varianta aia altă. Ăsta e de la Alexei care urmează. A, nu, deja, ăla deja e depus de la lupul. E deja depus, ăla așteptăm, e depus din august de anul trecut. La CNI, la Compania Națională de Investiții. Și ăsta mă, pe pârâu aici. Pe pârâu care... Ăsta pe restul. Nu, asta ține eu la Băcioi, corect, da, da, da. Da, da, da. Iar la școală la Băcioi aici o să se facă și o sală de sport, da? Da, da, da. E ok așa dacă nu... O sală de sport, dimensiuni olimpice, așa au fost proiectate, așa, așa au fost linia de finanțare și dacă un căpus, e păcat să-l faci, că nu știi ce o să fie. Da, poate e copii acasă, da. Să vină din Germania acasă și atunci... Și dacă avem de structură, boală de sport de la Corvoastră, îți pot face da, dacă s-ar putea, cred că ar fi ușor. Fără probleme, fără probleme. Pentru toată lumea este făcută până la urmă. Și la Băgeu chiar nu era teren de sport deloc și... Na. Dar unde se face? Cât acolo fi sus? Dărâmă tot la școală de acolo, WC-uri, tot, 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 să faci. O să... E un proiect foarte frumos, arată foarte bine pe plașă, dă Doamne să ajunge la contract. Nu la face acolo sus, dar aici. A, nu, aici în centru, în curtea școlii. Curtea școlii. Și este loc. Dacă n-ai terenul, poți proiecta. Păi, dacă anulează WC-ul vechi, care și așa se iubă de mereu, dar are de rămân. Da, sunt lucrurile nu cam toate, dar... Aici o să iasă frumos, cu centru, cu grădiniță, cu școala refăcută, cu sală de sport, deci tot o să fie un cub așa educațional care o să funcționeze. Lângă biserică, centru zapului, ce se mai... Cu timp o să facă și la Corvoastră, o să facă, dacă dă mereu. Ce-ți finanțat? O sală de sport? Avem. Da, nu este. Nu avem. E o bază sportivă. E o bază sportivă. Nu prea îndeplinește condițiile unei săli de sport. Aici o trebuie o altă... Vedem. Aici vă rog niciodată. Dacă copii. Dacă copii mai sunt... Dacă nu avem copii, știi cum. Acum toată lumea duce pe efective. Dacă n-ai populație școlară, nu poți să... Da, bun, acum că sunt fonduri europene și vin și finanțează lucrurile astea, dar dacă există o școală și poate să existe și o sală de sport lângă ea, tot dragul. O sală de sport le facem în clase. E mare, nu știu, nu am dat documentare. Dar e... Dimensiuni olimpice, vă dați seama, e mare? Dimensiuni olimpice. Are tribune, are tot ce trebuie. Da, se ia mare, ce vor. Mare, mare. Cu grupuri sanitare, cu vestiare, tot ce înseamnă sală de sport. Reînființăm asociația sportivă. Păi avem, am avut la Spășoara, avem Pistitul la Corbasca, este la Vârcele, m-am făcut, dacă domnul la anul să fim sănătos, face și acolo teren de sport să nu mai fie probleme. La sală de forță pentru Costică. Face pentru abdomene, știi, că suresc, nu știu. Dar, apropo, cu podurile astea, trebuia făcut podul la noi acolo și la... La râpa aia acolo. Da. Oamenii aia greu trece acolo și s-au făcut familie. La biserică în bol. Nu la biserică. Biserică în bol. Dar unde? Nu, către Islaz, nu? Nu, nu, nu. Ce trebuie băcea e pada, dar bine. Da, sus. Da, mă, da. Și în cadru. Și de ce trebuie? Și la biserică ăla, dar principalul e acolo, că mai... Dar la unde duci? Da, nu, nu, duce pe câmp, la Deaga, e familie acolo, s-a format familia. Sunt două podențe acolo. Nu ăla, la pădure, la ieșire. Lângă Manolache, lângă Iam, acolo. Și acolo, dar și ăla la Deaga, la Stelică, acolo, pădurea la Stelică. Sunt două podențe acolo, care trebuie să... Trebuie pus așa alea, că... Da. Rugați-vă să fie liniște și... Da. Guvernul să trăiască normal. Să intre în fagașul și altele. Și să poată să deruleze în continuare ce are de derulat în programul de guvernare și cu tot ce e... Păi, liniște, vedeți. E liniște, sigur. Puneau Cățu și cu Orban, puneam urături amândoie. Dar n-aveau țirină. Am mâncat-o. Am mâncat-o Cățu, că nu e pățos. Am
domnului Mășcălie. Nu, dar nu, e o situație importantă pe care trebuie să o gestioneze oamenii că au responsabilități politice înalte. Nu putem să... Noi ne descurcăm la nivelul la care suntem noi, dar la lor au niște angajări față de țara asta și pe casă. Au rușit totul la pârâu pentru niște ambiții sau orgolii de-astea. Face ambiții. Populația face, nu păcat, uite. Cum noi facem? Avem cele mai drastice condiții de implementare. Dacă vezi, să vedeți în alte țări de ce au mers la ei absorțiile de fonduri. Au mers ca pe sfoară. La noi trebuie să-ți ceară 5 situații de clarificări pentru PCE. Proiectul e depus în 2017. Nici acum nu. Până au venit în teren, până bine că a fost și pandemia, că se prevalează de asta, parcă ar fi fost capătul lumii. Dacă am să ceri un lucru de 5 ori, normal că din 2017 până în 2021 sunt niște ani. Un certificat de urbanism are valabilitate un an, l-a mai prelungit un an, conform legii. În cer certificat de urbanism, în termen legal, apoi ce înseamnă să fac alt certificat, dar am ordonanță de urgență în baza căreia toate documentele pe timpul pandemiei rămân valabile. Deci au valabilitate asigurată, prin lege. Ei vor din ăsta să fie în termen care implică o nouă avizare. Ce înseamnă nouă avizare? O iau din nou de la... Fac cercul ăla de avize și am spus, într-o săptămână este imposibil. Noi nu vrem să credem că sunt condiții care să te cotonă de asta, dar, la urmă, dacă nu înțeleg, asta e povestea. Le pune legea în față și asta e. Nu mai spun că din 2017 până acum prețurile au explodat și orice investiție poate genera cheltuieli neeligibile care trebuie asigurate din bugetul local. Și aici aș te spune. Când ai, faci. Când n-ai, nu mai faci. Nu să ține cont de nimic, au venit cu o ordonanță care e aproape șchioapă. Încă nu are nicio ghid de aplicare. Toată lumea dă de numeri, nu știe ce se calculează. Înțeleg că cine a reușit să facă calcule, și pe minus. Deci, cheltuielile pe care vreau să le acopere, s-a considerat că nu prea s-a acoperit și că mai vin cu bani de acasă. Vom vedea. Vom vedea. Poate ne explică. După ce se liniștesc, ne explică cum se vede. Au prins oameni descoperiți în timpul executării lucrărilor, execuției de lucrări, și s-au scumpit prețurile și manopera și cu 100%. Adică au crescut prețurile de... Și oamenii, pe bună dreptate, se blochează lucrări. Sunt oameni care nu au mai dat drumul la mașini din curte, nu au mai dat drumul la muncitori, până nu se liniștesc apele. Sunt și mai neputincioși de ăștia care vin și fac cu bani mai puțin lucrări, știți? Și așteaptă de la facturi. Da. Da. Cu ăsta județean la Martin acolo s-a rezolvat cu defișările aprobat. La Martin acum am înțeles acolo să chestii. Deci am descoperit suprafața de teren care a putut fi agreată de cei de la direcția silvică. Nu-i treaba noastră, e treaba Consiliului, dar cei de la Consiliu ne-au rugat, noi fiind aici administratori pe zonă, să identificăm suprafețe. Lucru pe care l-am făcut, am încercat de vreo 5 ori cum le-a convenit o locație, nu e ușor, și poate vă spun și domnul secretar, să cauți un teren în apropierea unui corp de pădure care să le convină lor. Și na, e un domn doctor, Dumitru, îl cheamă, cred, care e Dumnezeul direcției și ăla vine și spune. Ei, nu în sfârșit, au găsit o suprafață care le-a convenit. Și acum se lucrează la documentație. Vrem loc de teren. Un hectar de teren pentru... De exemplu, la Chioare, noi am avut izlaz. Nu putem să dăm din izlaz. Deci, dacă era de la noi, de la primărie, le dădeam de prima dată, nu era problemă. Aveam de unde, și la Bocești, și la Rogoare, și la Bocești, la Sfărișoara, și oriunde. Dar legislația te încurcă rău. Cu pășunea are un regim special și nu poți să dai din pășune pe oameni. Și când iau abuziv, nu mai fac mult. Atunci, da, e adevărat și asta. Ei intră... Abuziv intră peste tot. Și au vor să aibă relaționare îndelungată cu noi, că n-au cum să... Nici noi nu scăpăm de păduri și nici ei nu scapă de terenurile noastre. Da, noi am zis să fim civilizați și să nu ne certăm că, na, așa e, pădurea și marea a fost fratecul românul și Dunărea și a fost fratecul românul de când e lumea asta, pământ. Și
Și încă o problemă, o conductă spart la noi. Eu mâine o să ajungem, azi suntem la Marvila să reparăm tot ce avem. S-a făcut podul la Checheriță, la Valea, acolo s-au rupt țevile și trebuie să le facem, că vor să termine oamenii să dea podul în circulație. Schimbăm conducta sus aici, de la dumneavoastră, doamna Mardare, până la Cămin. Că o să toarnă asfalt până în toamnă și aveți o promisiune față de mine și o aștept. Da. O să se toarnă până în toamnă asfalt, până la pădure, cel puțin, până la intrarea în pădure. Și atunci o să rămână numai tronsonul ăla, o să finalizează documentația, ca în primăvară. O să facă terasamentele și în primăvară să intre la lucrările de amenajare la versant acolo. Da. Comunicăm, facem tot ce putem ca să fim... La Marvila, apă, la sper ca de gram să aveți apă, că de-aia am nouă și din rezervor nou. De gram? De gram eu așa, zic că nu vă accept, până la gram vreau să dau drumul la apă. Sper și constructorul să fie... Dimineața i-am zis că erau acolo, lucrează, oamenii mai au de turnată, că ceva rezervorul i-a dus, urmează să fie montat. Puțul-i făcut, trebuie să-l verificăm, da, să fie nevoie de dispoare și de asta și dăm drumul la treabă. Eu sper că până la gram să aveți apă. Apă ce nu începe? Ce? Ba da, de săptămâna viitoare intră. Acum se toarnă la, la scărișoară, la biserică acolo, astăzi, și intrările pe bărurile laterale la Marvila. Sunt intrările alea la Valentina Bade, la Bortă, la Neagică Ipinie și toate până la Vare, toate intrările laterale, câte 20 de metri sau cât să bagă acolo. Să toarnă aia 40 de metri la biserică și după asta de luni intră utilajele așa, înțeles, la băcei, la pentru terasamente. Să scoate pământ, să bagă piatră, să... Încercăm până vine vremea rea să acoperim tot, să putem să... Da, 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 sigur că da. Începe trebuie să termin. Strada noastră? Să asta să văd dacă reușim să... Eu am, am o grămadă de bani de contat de la guvern, am plătit din banii noștri, din buget local, facturile astea care lucrează la drumul și în condițiile în care îmi dau banii repede, asfaltăm și aia două străzi care au fost ieșoara. Și apoi să vină cu astea, cu rigole, de la Marvila în coace, la... Sunt mai necăjiți ăștia care avem acolo, dar sper să le scoatem la capăt. Acum, dacă nu reușiți cu asfaltul, măcar nu se poate o nivelare când intrăm de la șoseaua principală, strada... Vorbim cu domnul inginer de la drumuri, sectorul, măcar... sectorul drumurilor județene, acolo trebuie să bage tuburi. Au ajuns deja la Corbastea aici, la intersecția cu faza restului făcut și o iau încolo spre Scărișoara, vor intra și vor face intrările pe ulițe toate, că vezi tuburi cu tot făcut nou. Acordurile cu rigolele, cu tot. Eu sper că până la toamnă să fie închis tot. Dacă nu provizoriu ceva, dacă nu reușesc, mă gândesc că e foarte greu. Vă rog, trebuie scos tubul ăla. Trebuie băgat tubul nou, trebuie un radier turnat. Nu, eu, na, acum sper să fie. O să dăm două să rezolvăm. Am vorbit deja cu domnul inginer chestia aia. Am înțeles, că începea să fie la Marvila. Da. N-am văzut și-o fie acolo, la mine scara e la un metru. O să bage, ne bagă... Să bagă piatră și el... E bine, nu... Și la Corbasca nouă era să urca cu scara în curte ăștia și uite, cu ajuns de... De-aia Dumnezeu să facă... Da, nu credea nimeni. Acum avem probleme noi. S-a legat drumul și s-a îngropat țeava de apă, ca să o găsesc pe oameni la 2 metri jumate, pe oameni, știi? Și am și o avarie de la Valea de un secretar. Da, că am văzut că ies apă în șanță acolo. Neapărat trebuie să facem în centru până la jet acolo. Astăzi, da, zicăm. Da, o repara la Checheriță și vin sus aici. Merge și noi acolo după citerna șeriuță. Da. Da, facem cât putem. Așa, la curte deja o vedem. Domnule, că aveți o grămadă de reparații la apă. Ce faceți cu ea? Păi ce să facem? De închis, sigur nu pot să închid, că toată lumea vede că fără apă nu se poate. Și de reparat să o reparăm, că de predat nu știm când o să o predăm, dacă o să o predăm vreodată. Dacă faceți o investiție așa mare, domnul primar, nu se merită să o predați la apă. Dar nu ai cum să o ții. Suntem asociați la ADIF, care normal ar trebui să o preia. Și prin asociații ca la ADIF, prin proiectele lor, pot finanța după aia întreținerea ei. Este un scop al nostru, da. Să o putem preda. Eu aș da o mâine dacă aș putea. Să spală când e trebuit la ei, cum au ei grijă. Aici am da, mai vin. Nu mai vin. Păi asta mă gândesc. Primăria are grijă, dar aia nu interesant. L-am trimis eu la un viceprimar la Botoșan, la Agenția asta Națională de Reglementare, cu dracu, cu serviciile publice.
Și noi dacă furnizăm apă, e o întrebări. De ce dați așa timp că nu sunteți autorizați? Am încercat să o facem cum am putut, să scăpăm de amenzi și acolo. Că te întreabă de ce faci alimentare cu apă dacă nu ești autorizat. Plătim niște redevențe, nu ai de cap. Mereu constatăm, acum trebuie să facem demersuri la Institutul Hidrogeologic de la București, să reconfigureze proiectul ăsta, că e scris prost, în sensul în care dumnealor, cei care au scris proiectul, au considerat că puțul nu poate să-mi dea decât cantitatea asta de apă, adică un fract la care eu pot livra. Condițiile de secetă și căldurile excesive care au fost în vara asta, au produs depășiri ale consumului, știi? Adică am trecut peste debitul care era proiectat. Și ăștia mă taxează de la Apele Române cu penalități care depășesc valoarea apei furnizate. Asta ce înseamnă? Eu plătesc 400 de lei toată apa pe comună, redevența pe apă pe o lună de zile. Dacă am depășit cantitatea furnizată, te dau 4, cât avem luna asta? 500 și ceva de lei. 504. Îți plătește primarul. Tot ce înseamnă amendă, depășiri, penalizări. Salut domnul donator principal din credit, vă spun eu ca să știți. Și pentru asta trebuie să facem niște solicitări la ăștia ca să ne reconfigureze capacitatea puțurilor. Puțul poate să-ți dea apă cât vrei tu, numai că, na, știți cum e. Dacă scrie acolo pe hârtie că până la 500 de metri cub pe zi sau cât dracu scrie acolo, avem probleme. Depășirea lui cantităților furnizate. Domnule, dacă este apă, acum e rău că le dau la oameni. Da, dar aveți voie că aici scrie că nu puteți să dați. Păi dacă putem să dăm, nu, dar trebuie să vină cineva să spună, un autorizat, să spună că poți. Și dacă nu ați putea, ce s-ar putea? Dacă n-am putea, tot rău ar fi, că vin oamenii pe partea altă și îți dau în cap, știi? Adică dacă le dai apă, e rău, ca parte de pășiri, dacă nu le dai, vin ăștia și bă, în jurături. Nu știu unde să stai ca să... Nu le trusesc. Cam da. Nu e corect. Voiam să vă întreb și eu referitor la modernizarea drumului Sătești. Așa. Strada asta care unesc cele două străzi, ulițe, a mea și pe cealaltă unistă Vasile Fatimă. E toată dâmburi, nu știu ce, cumva, nivelată. E prinsă și legătura în pachetul care îl depunem acum la... E destul de circulată, foarte... De la Scărișoara m-a spus ce avem, avem strada aia acolo la dumneavoastră, iese la Vasile în drum, da, acolo, da. La Nelu Fânaru, da. După aia avem drumul de la centru de aici, pe la Păriac, la Vale, până în jos, da, la Perenga, la, așa, și ulița care duce până la Catarama. A. Alea trei drumuri sunt prinse. Ca să știți despre ce e vorba. La Marvila, este ceva... Astea sunt tot cu asfalt sau doar pietre? Cu asfalt, asfaltare, exact de cu asfalt. Perfect. La Marvila de la Nea Gică, coboară la Păriță jos. De la pe cap pe la Ciofoaie, prins strada până la Nea Constantin, pe scoci. Da. Păi dacă am prins și proiectul ăsta, na, să acoperă o bună parte din ce aveam noi. Și bine, că nu poți să le faci toată dată, dar e clar că valoarea investiției e uriașă. Dar cât putem să facem, facem. Dacă ar fi uliță numai la Încărășoara, du-te la Băcei și vezi câte uliță. Am venit și la Băcei, prins. E drumul la Cimitire, e drumul de la asfalt până la rezervoare, golarul, legătura aia făcută și aia. Nu am avut de trebuie. Da, bine, bine, da, bine, 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 noi l-am găsit pe teren, adică... Dar, în general, le lăsa aici la nașul, la deal, în centru, la port, acolo, acolo îi lăsa. Da. Nu mai o mașină măcar întins un pic. Dar nu-i problemă, acolo zdalele alea de beton și am văzut ce s-a întâmplat pe stadion la Marvila. Am făcut un stadion nou, iar ălălalt a fost rupt cu dama, s-a făcut trecere pe teren, ca și cum ar fi drum de acces sau drum sătesc. O să fie drum foarte repede. Deci există o bază sportivă acolo, care cineva își bate jocia. Și nu se mai termină odată bătaia asta de joc. Închide, domnule. În 30 de ani.
Sunt Dumnezeu. Am găsit camioane acolo, adică n-am găsit numai păi mașină. Păi este ăla, la Babi. Ține camionul ăla de 30 de tone, îl ține pe teren de sport. Dar de chiar suntem... Le-au vândut. Dar teama Babi. Nu? Munteanu. Munteanu acum. Vă rog frumos. Am măritat. Munteanu totdeauna l-a chemat Munteanu. Să fiți sănătoși. Dar nu mai are loc în după asta, nu? Nu mai are loc. Să pune robot, ha? Gata. Te-ai supărat? Mai e, mai e nimeni. Poate mai e cineva. Dacă era la oameni, poate să vrem matricula invers, adică pe ordinea de zi... Cred că sunt de acord. Normal, care e mântat pe ordinea de zi, cine piață? Da, citeți și știți acolo. Da, deci am făcut o treabă, cam treabă. Deci am modernizat care la Băcioi chiar îmi fac locul mai sunt elevi. Sunt, dar nu-s la școală. Nu sunt. Da, plecat majoritatea, că se vede și în număr de alocat. Tot acasă vin. Nu vin. Și da, Dumnezeu să vină pentru că poate artești. Toți să vină, toți să vină înapoi, dar nu prea. Gina, puneți la bună liberă în afară. Nu ați atenționat. Nu este și natalitate. Domnul Tati să mă urmăriți așa. Domnul Tati, nu eu. Domnul Ior. Eu zic, domnul. Ia ce știu. Tu ești limitoas, că eu n-am zis. Ce mai am zis? Am vedeți că am furcat-o eu. Păi normal. Să spuneți că beau cafea, ce vrei? Cum vrei să beau cafea? Poți să-ți mai ai vederea de la tine și din cauza. Bineînțeles. Să-ți stă rău cu tensiune, ai să te vitezi. Ce-o zis? Acum mă te las, îmi pun și mască să nu vadă. Am explicat la oameni de frumos. Mi-am explicat de proiectul este în curs de ce așa. Ce-a zis la opte zi? Toma, ne credeți niciodată. E bine? E bine? Că poți să dacă ai voie. Cumva, la laboratorul atunci am explicat, domnul, așteptat să fie, să faci o lucrare care va dă-i mai mulți ani, dar ei vor tot într-o lună, ceea ce nu se poate. Le-am explicat la oameni pentru că de cimentul ăla are o anumită perioadă de caracteristei să... Nu poți să o depășească. Nu poți să depășească. Sunt niște termeni. N-au înțeles, dar dacă dă Dumnezeu, poate eu nu-s mai că probleme n-am. Nu cred. Acum am zis eu, domnule, dacă oamenii au văzut cât de prețioasă e apă, poate reușesc să o și respecte ca și un lichid acum vital. Să o folosească pentru ce este destinată. Nu ne apucăm să udăm, că 150 de tone, v-am spus eu, e o cantitate limitată. Înainte era pentru amândouă satele, acum fiecare are 150 de tone. Dacă dai drumul în grădină, tot cred, la fel de... Cred că se va ajunge în așa fel încât un anumit număr de metri cubi de apă să fie plătiți la 6 lei. Nu pot, am încercat și nu puteam. Trebuie, pentru ceva, pentru că nu se poate spune cu benzina... A mai fost o încercare pe vremea următoarelor. A dat prefectura cu votările. Prefectura a respins pentru că nu pot fi... Condiționați. Consumul este de fiecare în funcție de cât consumă ta plătești. Dar nu poți să plafonezi 10 litri de apă 2 lei, 20 de litri 7 lei. Nu. Aia e o chestiune care nu ține. Da, și noi avem asta e altă găscă. Nu o punem noi consumul normal și dacă ne gândim și vorbim, este apă potabilă pentru uz casnic. Nu este țeapă de sistem de irigație. Și atât adică nu e sistem de irigație, ne ducem în Brăila și vedem sistem. Aici este apă potabilă la rețea publică. Dacă noi dăm la altceva, atunci normal că nu o să avem apă niciodată. A trebuit băgat un legi pentru lucru. Nu este strâng, și sunt date capacite. Pentru că am înțeles că au venit după lucruri și au spus că agricultorul nu a fost stricat de la funarul de sus. Când bagi în vie, când bagi în vie. Ce nu se mai poate închide ala? Nu, dar nu închide. Reductorul închide în măsura în care e reglat să țină presiune. Reglat să fie mai puține presiune pe lucru. Da, intervenția în sistemul de alimentare este una care nu ne face probleme și o să vedem, poate o să rezolvăm, că nu o să avem cam sistem de supraveghere, video, că ne-au mâncat. N-avem oameni, n-avem plătiși să păzească. Ar fi bine, domnul Ioan, cum se controlați, care fură apă, o să da. Nu, contează. O să vedem ce face. Domnule, că... Dacă nu-ți permis să cumpe, să dai 6 lei, și nu prea am dat, că... 6 lei pe metru cub și dai la asta cu căruța pe un butoi sau două butoi, că și la fântână, dai 30 de lei. Care este diferența, doamne? Diferența costă în preț. Să
5 lei, ți-a aducut două bere de apă. Vis-a-vis de ce se întâmplă la Marvila cu Scărișoare, eu am vreo 6-7 ani de zile de când tot fac analize vis-a-vis de chestia asta și greu de păcălit de sistemul de alimentare de apă. Am lăsat Scărișoara cu rezervoarele separat de Marvila. Nu rămân niciodată fără apă. În condițiile în care sunt mai mulți abonați, este și o fermă de animale care are un număr de destul de numeros de populație în fermă. Și atunci dau drumul separat și la Marvila cu aceeași cantitate de apă. În 5 ore nu mai am apă rezervare. După aia vin cei de pe lungă care spun că ei nu consumă deloc. Dar ăștia de pe deal n-au niciodată apă când e deschisă apa pe lungă. Când închid lunca, dealul are apă fără probleme și am apă și în rezervoare. Deci pe lungă e problema care pe mine mă frământă și trebuie să o descoper, să văd ce se întâmplă acolo. Și o să o iau casă din casă, că am mai făcut lucrul ăsta. Și trebuie să verificăm instalații, cum tot ce... Știm noi unde să căutăm. Dar nu se poate așa ceva. Deci când dau drumul... Eu mă cer cu domnul Ionel, colegul meu drag, cel mai bun agent agricol de județul Bacău, îi spun... Măi, cum se întâmplă că dacă dau drumul la voi la vale, dealul nu are apă niciodată. Deci nu trece apa de la magazin, de la remonte la deal, poți să o tai. Cum închid lunca, tot satul Marvila de pe deal are apă și nu dispare apa din rezervoare. Dar dacă dau drumul la vale la lungă, rezervoare în 5 ore zboară. Deci nu am apă la... Dar că sunt mai puțin întrebare ca pe mai puțin, asta e problema. Vedeți și dumneavoastră, lungă, vedeți care are culturi mai frumoase, la consumă ce mai mult. Eu ne-am furat la ce mai frumoase. Ați identificat problema. Lungă este sistemul de irigație. Da, o, acolo o oră de la DNS. Este coloana de irigație, care vine de la DNS. Ar trebui de acolo să se consume apă pentru grădini. După, este canalul ăla. Nu, este din pagina ăla. L-au dus barbul, l-au dus barbul. Câte de ani, din toată coloana, au făcut... Au dus până la izlaz, doamnă. Până la izlaz, inclusiv în sat. Aici, pe lângă Ionel, pe lângă grădina aia de spate, lor au hidranți. Unde l-au făcut casa la omul ăla săracu, au hidranți acolo. L-au văzut, bine, zic, ce-i cu țelul ăsta? O parte de spune hidranți în partea asta, de până la TV. Bine, acum. Acum, ce se întâmplă? Dacă se racordează acolo, vine, încești să-l ia în bani. Dă 5 lei, domnule. Da, acolo, lucrează. Și se întâmplă de acolo, se negocează la așa. Ești să luat prin sat și pune niște ghidaci. Și nu mai bine să iei de la rețea, fără să plătești? La mine, la bucata, la un hidrant, tu spune, un bucat și nu-l luat. Să lucrez la un sistem de irigații care înseamnă înlocuirea celui vechi de la DNS cu unul nou acum, domnul primar are, noi suntem parteneri, dumneavoastră, că am mers și noi cu suprafețe acolo, am participat la suprafața generală care trebuia să fie, să suporte investiția. Și atunci, când o să fie o chestie modernă, probabil că lumea o să fie conștientă și o să folosească numai de acolo. Pentru că poți folosi contra cost apă din... Este din slavă Sfântului, din canal, din baraj vin. Până atunci, este asta care funcționează din fericire pentru ei. Numai că, nu știu, o fi mai bună asta de la izvor. Nu putem să... N-am să luat nici. Sau poate gratis. Sau poate e gratis, mai e gratis. Dacă ai o sursă în afara contornului, normal că e gratis. A zis că se înfundă cevile cu peștișori. Da. Da, și asta nu vine cu pești de la noi. Asta e problemă. Da, de acolo vine. Da, au fiul de la hidrant, acolo vezi domnești. Gogoșari. Nu pui un som să mănânci gogoșari. E problemă acolo. Deci e un șarlău. Deci e un șarlău, ăștia mănâncă cu frunze cu domnule. Ia mergem, pești. Și cu legumii direct, mă rog, sunt de acord cu toate cele beneficii comunei noastre. Aș avea câteva întrebări. În primul rând să vă mulțumesc că ați făcut drumul cealaltă și să cunosc că băieții sunt meseriași cu corasca, lumea și-a făcut treabă bună. Mai avem o problemă cu lumina stradală. Ne-am eu făcut astăzi, permanent. Să vedeți de ce. O seară este și 7 nu. Păi nu știu. Schimbăm tot problema, așa. Tot ce seama. Aș vrea să știu dacă la grădiniță la noi mai ne puteți ajuta cu locul de joacă. Când? Cum? Începe grădinița? Sunt destui copii. Doamna Brânceanu știe mai bine. Era bun. Să știți că ca să-i duc în parc, e greu să traversez cu copii, mulți.
Folim banii de la București, de la PNRR. Să țineți cont de noi. Și vroiam să mai știu la Căminul Cultural, acolo, ce să mai facem? E o procedură de achiziție acum. Da? Bun. Că mai trec pe acolo, noi o să vedem cum să îngrădim acolo, să nu se mai trag prin... Merge, dar deja credință la Becec și acolo fugi constructori la fel ca la Cărnii. Și mai somați în piesa cu Beceul la școală. Au venit doi odată, eu l-am înjurat chiar pe șeful lor, n-am știu că el, dar l-am înjurat. De asta am sughitat de azi dimineață. Eu interior am luat, am preluat lucrări din mare cu băieții, hai să facem mici, hai să facem colo, nu știu ce. Ei au venit, au mai venit încă doi, iar s-au uitat. Astăzi am făcut curat în curtea școlii, am dat aia, fost, am dat-o în partea asta la altă băință și nu pot da pe stricăm. Nu stricăm, bine, vin copii să am mutat-o și poate bine să termine acolo. I-am dat un număr telefon al bistru că căuta pe cineva să-i racordeze la apă. Și am dumneavoastră, uite, avem un băiat aici care se ocupă, știe și primăria de el. El e mătura cu el, vezi că ori aduci de la vacuă, repătești și doar atât ai. Corect, are și actul, îi dă documente. A, și-ai dat documente, îi dă tot, dar cu Costel a venit, dar nu a mai venit finanțatorul. Am vorbit din nisipul, nisipul l-a adus. Nu a mai venit nici cu banii la nisip, acum vedea noi cum o scoatem una asta la capăt, că pentru interior am luat materiale de la dosa mic și i-am spus, domnule, dacă nu te urmăresc și îmi dau un deșar și tot îi găsesc, eu am spus, plătesc până la urmă, dar nu putem să ne băgăm la școală, în plata școlii, pentru că... De ce să faci curtea de conturi? Dar de ce ai luat? Dar de ce ai făcut? Au făcut curăție. Mai somață-l să vină el. Îi spuneau că ar fi vrut săptămâna viitoare să dea drumul. Cum dracu să dai drumul dacă tu n-ai apă și n-ai... Noi am dărâmat și fost acolo, am reparat, am... Au pus niște... N-ați venit să vedeți, au pus niște convectoare care are priza lângă el. Eu sunt mai mult decât sigur că Alessio și cu Robert numai acolo să joace. Dar am vorbit cu băieții să facem ceva, să ne mascăm așa. Da, știți? Da, da. Eu i-am spus lui domnul ăsta, domnule, nu știu cine ești, dar noi facem așa, bine și vezi că... Nu, nu vedea, nu vedea ce da, veni și vezi să vedeți ce acolo. Să veni să vedeți că lucrarea nu e chiar de calitate maximă, dar mă rog, vedem. Noi ce mai putem, cu ce mai putem îl ajutăm. Și... De la minister, da. Ei au zis, au pus, fiecare a spus mai înainte că s-au scumpit. Că când am trezut și la capăt, da. Că nu o să-ți ia nimeni lucrarea, să nu o să-ți facă recepții la cei... Păi dacă nu fac treabă bună, nu o să-i recepționez. Păi am fi vrut să dea drumul la începutul școlii, dar cum să le dumnezeu? Apă, n-ai? Ba, acum curent este. I-am spus, domnule, asta, domnule, din toți meserașii care i-a avut aici, pot trecut prin ochii noștri, singurii care au fost cei mai mulți au fost electricieni. În rest, o apă și un pământ. Și o frigare. Da, da. Da. Cam atât. Regulă, am înțeles. Vă presidente? Mai are cineva ceva de adăugat? Nu te supun. Proiectul numărul 75 privind rectificarea bugetului local al Comunei Grăboasă de Rădăuță în anul 2021. Cine de acord? Nu Proiectul numărul 76 privind aprobarea documentării tehnico-economice a proiectului de investiții modernizare școala gimnazială în Păcioiu, Comanda Vasca, în vederea finanțării programului pe ora asta să conducem. Cine de acord? Mulțumim. Proiectul 77 privind aprobarea de vedere generală de categoriilor economice și asigurării finanțării pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajare, poduri, pădețe, peste râul Făcioi, Comuna Grăboască. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 78 privind desemnarea prezentanțele Consiliului Local al Comunei Grăboască, Arbețul Macron, Consiliului de Administrare, Mutezele de Măsărului Grăboască. Pastorul să-l facă. Știi, nu? Da. Și cel din urmă, 79, prin aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și de reprezentanță juridică. Mulțumim! Sănătate și numai bine!